Bravo, Armando. Merci, princesa. Încă un vot pentru Julio. Păi, oamenii au vorbit. Și noul șef al preslei comercianților este Julio Guzman. Am câștigat! Cer o renumărare. Asta e renumărarea. Martin, ăsta e scrisul tău. Felicitări, Julio! Mulțumesc! Bine, în primul rând, trebuie să repari... Gropile? Nu. Trotuarele sunt bimele. Trotuarele, desigur. Nu. O fântână mai mare. Nu, trotuarele mică. Mică? Mai merge. Da. Vreau multe flori. Câte unul vă rând, vă rog. Bun de festivalul! Mărește-mi sărbători! Pentru problemele astea, mai bine ai apela la ajutorul cuiva cu experiență. Ai dreptate de la auzi? Nu te condamn. E glorios, nu-i așa? Sentimentul puterii care curge prin tine? Cred că da. Oamenii au multe păreri despre cum să rezolvi lucrurile. Ah, adevărat. Dar nu e la fel ca atunci când trebuie să le rezolvi. Exact. Toate sunt importante. Vreau să spun e că aș vrea ca tu să... Să fiu tot eu șefa Breslei? Să fii asistentă? Asistenta Breslei? Nu, chiar nu. Asistenta șefului Breslei. Ah, bine. Cu experiența mea și cu ce aduci tu, Bresla comercianților din Avalor va fi cea mai puternică. Abia aștept să lucrez cu tine. Și când vei ieșua lamentabil, voi fi gata să preiau. Asistenta șefului? Nu credeam că vei fi încântată de cerere. Să fiu subordonată acelui amator, e umilitor. Așa este. De aceea îi dam sugerare. Mostre gratuite aici. Queso Gutierrez, cea mai fină brânză din Avalor. Mulțumesc. M-am distrat azi noapte. Petrecerea a fost super. Mulțumesc, Armando. Vine marele hop. Mostre gratis? Nu-mi vine să cred că tu dai gratis brânza noastră. După ce gustă, nu vor rezista. Vor dori să cumpere. E ridicol. Nu, Miho, uite! Aproape nu mai avem. Ai vândut-o pe toată? Doar oferind mostre gratuite? Gracias, hermano. Am fost dur cu tine toată viața. Și pentru asta chiar îmi cer iertare. El este fratele meu, Armando, bucătarul castelului, maestrul de ceremonii și cel mai mare vânzător de brânză. Merci, Santos.